Ca de fiecare dată, este a cincea oară când spun chestia asta, sunt foarte emoționat. Nu sunt emoționat fiindcă am în fața mea în sală mult mai mulți studenți la curs de regulă. Sunt emoționat fiindcă e o competiție pe care am început-o în 2008. Atunci spuneam unei săli, plină cum este și asta de astăzi, că o să facem istorie și iată că facem istorie. Sunt foarte emoționat fiindcă este un concurs pe care studenții îl iubesc foarte tare. Sunt emoționat fiindcă eu chiar cred sincer că ăsta este modul în care de acum încolo studenții ar trebui să se manifeste în cea mai importantă facultate din cea mai importantă politehnică din țară. Dați-mi voie doar să amintesc două nume. Fostul nostru student, fostul meu asistent, Alexandru Rusu, cu care am început această aventură. Și mai nou, Adrian Gașpar, care este mâna mea dreaptă și mâna voastră dreaptă. Și de asemenea să mulțumesc Ligii Studenților, sunt mulți studenți, n-am să-i amintesc pe toți, care ne-au ajutat ca acest lucru să fie posibil. Vă rog să vă bucurați împreună de bucuria celor care or să candideze. Mulțumesc! Prima probă din concurs se numește Line Follower. Îl voi lăsa pe Adrian Gașpar să vă spună mai multe. În primul rând, bună ziua! Vreau să vă prezint prima probă de concurs. E o probă la care roboții pleacă de la locul de start, trebuie să urmărească linia și să treacă prin obstacol, presub tunel, evită obstacolul și robotul care termină traseul în timpul cel mai scurt va câștiga proba. Fiecare robot are dreptul la două încercări. Cam asta ar fi, o probă destul de simplă și banală. Dar nu, pare simplă din afară, dar nu e. Ok, baftă concurenților! Foarte îndrăzneț primul concurent. Un fel de pufoșenie. Și încet, încet se apropie de... Bătălia decisivă. Oare cine va câștiga meciul prieteniei, cum l-au numit băieții? Petre se gândește încă ce să facă, Avalon aleargă într-un altul, Avalon atacă, Petre se retrage, Avalon atacă, Petre îl caută, fug unul de altul, ce nebunie! Și Petre merge mai departe! O luptă frumoasă oricum, o luptă frumoasă! S-a dat și începe bătălia. Care pe care? Te scot, îl caută pe Brutus și îl doboară. L-a scos, da. Vedem repriza a doua. Urmează cea de-a doua. Iar după cele 5 secunde vom urmări și noi lupta. Care va fi câștigătorul? Pe viață și pe moarte. Brutus are ce are cu marginea ringului. S-a cam speriat. Din acolo. Poate își va reveni totuși. Te scot. Și te scot, și... câștigă. Și am ajuns în semifinale. Felicitări, Brutus, felicitări, te scot. Să vedem cine triumfă, cine ajunge în finală. Agresiune. Și se pare că Brutus este primul finalist. Felicitări. Felicitări, Brutus, felicitări și Igor, pentru că a ajuns până aici, având în vedere bugetul folosit pentru concurs. Ne pregătim pentru finală și se vede că e o finală.
Se vede că e o finală pentru că atacă, e un echilibru perfect între cei doi. Strategia. Ne pregătim. Prima rundă din marea finală. Și victorie pentru Tescot în prima rundă. Va fi melodia lui Fuego. Tot el va cânta și pentru pierzător. O melodie de dor și jale. Aceasta ar putea fi runda finală. Și a început. Ce o să fie, ce o să fie? Nimic. Continuă. Câtă agresivitate. Și Tescot câștigă. Tescot. Ediția Robo Challenge 2012. Tescot. 4, 3, 2, 1. Start. Vă rugăm de părtați-vă de ring. Să vedem cine va rămâne. Cine va rămâne. Au căzut 1. 2, 3, 4. S-au cățărat unii pe alții, efectiv. Unul deasupra. Igor a rămas. Igor a rămas. Igor a plecat și Igor. A rămas doar 2. I-a câștigat. Tescot a câștigat. Tescot a câștigat. Felicitări, Tescot. Runda specială câștigată de Tescot. Felicitări.